O să spuneți că nu înțelegeți ce vedeți în videoul. Acest perete se cheamă videoul, e format din 4 televizoare speciale, televizorul 1, 2, televizorul 3, televizorul 4, care împreună formează un videoul, asta că nu v-a spus nimeni. Nici Gâdea, nici Bogdan, nici aia pe la Digi. Noi suntem singurii care vă explicăm că poate auziți exprimarea asta. Bagă în video wall. Acesta este video wall-ul și aici aveți imagini de la Varșovia. Un oraș devastat în timpul celui de-al doilea război mondial. Un oraș bombardat până când l-au făcut muci, pardon, până l-au făcut zob. Și iată cum a fost reconstruit. Și iată aici, dă pe full puțin, prietene, dă pe full screen ca să vadă lumea cum serbează centenarul. Poporul polonez, iată, scoate un pic grafica, să vedeți un pic cum arată capitala unei țări, prietenă, fostă comunistă ca și noi, iată, au scos colegii grafica, așa arată bulevardele principale ale Varșoviei la sărbătoarea centenarului. De ce spun asta? O să vedeți imagini din Sofia, capitala vecinilor de la sud, Bulgarii, o să vedeți imagini din Ungaria, o să vedeți imagini din Londra, o să vedeți imagini din Europa. Oameni buni! Astăzi, așa cum vedeți acum pe banda roșie de jos, vorbim despre două lucruri. Despre România din afara României, ăia 5 milioane de necăjiți, de oameni care au fost puși pe goană de un sistem opresiv numit clasa politică de după 1989, un sistem opresiv. Nu toți, ca să nu mă duc cu proștii la tribunal. Foarte mulți, foarte mulți dintre aia care au condus țara 28 de ani, au făcut ca românii să plece în Spania, în Germania, în Anglia, în Franța. Apropo, în Anglia e belea mare. Pentru că, după cum bine știți, Anglia iese din Uniunea Europeană, se numește Brexit, au votat, o să aveți imagini de acolo în curând. Am deschis telefoanele să vă întreb așa. Da, mă, începem cu Nicu. Nicule, de ce, bă, nu mai suna tu primul, mă, că o să creadă lumea că suntem aranjați? O secundă stai la telefon. Deci, fiți atenți, oameni buni. Bulgaria, mă așez aici. Ca să dăm și textele emisiunii, așa numitele crawl, ăstea, cartoane ale emisiunii, o să le vedeți imediat. Oameni buni, Bulgaria n-a avut... nu, ăsta, lasă-l pe ăsta. Hai să dăm așa, începem cu ăsta, oprește-l un pic. Pe 1 decembrie, oprește-l un pic, prietene, oprește-l un pic, mersi. Oameni buni, pe 1 decembrie, mare meeting, mare în piața Guvernului. În piața Victoriei, acolo unde, de exemplu, pe 10 august a fost nenorocirea, tragedia aia cu jandarmeria română. Și în urmă cu un an jumate a fost noaptea luminițelor, de nu înțelegea Cristoiu cine le-a dat lor luminițe pe telefon, cine le-a pus la lanterne, lămpașele. Ne știm că telefoanele moderne au toate. Până și ăsta meu, care nu-i modern, are luminiță. Blitz, scrid. Oameni buni, în piața Victoriei, pe 1 decembrie, mare meeting mare. De ce facem acum propaganda acestui meeting? Pentru că este de ziua națională. Și întrebarea de sus, aia cu alb, este întrebare corectă. Bă, frate, care este adevărul? Sub Arcul de Triunf, pe unde va trece armata română, pe unde vor trece forțele de menținere a ordinii publice numiți jandarmi, polițiști, ISU, pompieri, toată lumea va trece pe acolo. Acolo va fi președintele, vor fi senatorii, vor fi deputații, vor fi miniștri, vor fi românii, vor fi copiii neamului. Mulți, zeci de mii, pe Chiselev, pe aviatorilor, pe Mareșal Prezan, cum se numește. Oameni buni, care este adevărul? Adevărul reprezintă cei de sub Arcul de Triunf sau adevărul îl reprezintă cei care se numesc hashtag rezist, corupția ucide, rezistența, inițiativa România, cei care cheamă la protest pe... Acum dai drumul la text. La protest pe 1 decembrie în piața Victoriei. De ce spun asta? Pentru că România aici a ajuns. Aici a fost adusă de niște politicieni bizari. Spun bizar ca să fiu drăguț și să nu mă ia CNA-ul la bastoane. Bulgaria a scăpat acum, recent, la Bruxelles, de MCV. Mă rog, îl mai are, dar mare la mișto, așa, de formă. Noi ne-am luat-o de avem buzele umflate și acum, ca nație și popor, cu amenințări, cu activarea articolului 7, ne suspendă dreptul la vot, murim în chinuri, dă cu vitriol pe noi Uniunea Europeană. Bă, poate au dreptate, poate nu, nu știu. Nu-i treaba mea să hotărăsc dacă ei au dreptate sau nu. Treaba mea e să întreb pe voi, să vă întreb pe cei de acasă, de ce Bulgaria, care, o să vedeți imediat, are o situație infracțională mai gravă mult decât România, are politicieni suspectați de afaceri oneroase mult mai mulți decât România, are zeci de mii de dosare măsurite și, eu citez acum din presa bulgară, atenție, da?
Și totuși Bulgaria a fost mângâiată ușor, creștinește pe frunte și s-a spus: bulgărică dragă, du-te acasă la tine la Sofia, că n-avem probleme. Avem probleme cu ăștia de la București, Vaslui, Constanța, Iași, Craiova și așa mai departe. De ce? De ce? După părerea voastră, primul, de ce Bulgaria? N-a nimic cu prietenii bulgari. Un popor, caut cuvântul care să fie definitoriu, un popor necăjit. Poporul bulgar, un popor necăjit. Prea mic ca să fie mare, prea slab ca să fie tare, prea sărac ca să fie bogat, prea subjugat de puteri străine ca să fie independent. Da? Asta este Bulgaria. Prea pașaluc ca să nu fie independent, prea obedient față de puteri răsăritene ca să nu fie pro-occidental sau prea occidental ca... Asta e Bulgaria. Dar atenție! România, mai mare, mai puternică sau mai gomoasă, mai plină de ea, mai orgolioasă. Băi, noi suntem români, băi, nu castravețari, nu gogoșerii, pardon, producători de gogoșar. Da, numai că Bulgaria acum, iată, ia uitați-vă, oprește puțin, uitați-vă puțin, stimați telespectatori, puțin mulți cât vă uitați la emisiunea asta. Este emisiunea voastră, repet, eu fac introducerea ca să știți despre ce vreau să vorbim. De ce oficial Bulgaria a scăpat de probleme cu Bruxelles-ul? Îmi spunea cineva că a scăpat pentru că a cedat de bunăvoie tot turismul nemților, că madame Merkel își freacă mâinile, că a pus gheara în mod pașnic și frumos și elegant, nu? Neckermann, Tui, ăștia, pe aproape tot turismul bulgar, bravo lor, că România nu cedează, că România nu vrea, că la ei se fură mai puțin, că la noi se fură mai mult. Eu vă întreb pe voi, de ce Bulgaria a ajuns mângâiată pe crește liniștită la ea, la Sofia, după ședința de la Bruxelles? Iar noi am venit acasă rupți pe genunchi ca pe vreascuri, zang, și băgați pe focul genei politicii europene. Nu știu să răspund la întrebarea asta. Și atenție mare, atenție mare, te rog frumos, dă imagini, prietene, dă imagini de la, de la Londra. O să vedeți imediat imagini, nu, lasă, stau aici, lasă curgă textul. Imagini de la Londra o să vedeți imediat după ce se termină. Ai dat textul ăsta odată, bagă imagini de la Londra. Prietene, fii atent. Prietene telespectator, imaginile de la Londra arată o țară pregătită în urma unui iureș uriaș numit votul pentru Brexit, pregătită să plece din Europa. Numai că noi avem acolo, noi, România, unii spun 350.000, eu vă spun că sunt aproape jumătate de milion de confrazi ai noștri, care stau sub semnul unei întrebări. Ministerul de Externe, în frunte cu Teo Meleșcanu, spune că totul e în regulă. Stați, vă convinți că o să fie în regulă. Eu nu cred. Eu am ascultat-o pe Tereza May. Îi am văzut pe laburiști și pe conservatori ce iureși în Parlamentul de la Londra. Băi, e necaz mare. Dacă Doamne ferește și Măicuța Domnului se întâmplă ca în urma Brexitului, nu peste o lună, nu peste două, dar în scurt timp, ăia să zică, domne, oprim numai ce este valoros pentru Regatul Unit. Restul să mai plece și pe acasă. N-avem nevoie de faianțari, n-avem nevoie de instalatori, avem nevoie de IT-ști, avem nevoie de medici, avem nevoie de ghicitori în stele. Ăștia sunt utilii Regatului Unit. Restul să plece peste canal în Europa. Vă puteți imagina cum ar arăta România, nu cu 300 de mii, nu cu 200, mă, cu 100 de mii de români veniți înapoi din Marea Britanie. Haos total. Bine, am deschis telefoanele să vă întreb voi de ce credeți, încă o dată, de ce credeți că România a ajuns aici, de ce o țară care a stat cu fruntea sus sub Titulescu, sub regii, chiar și sub Carol al II-lea, mă gândeam acum dacă să spun sub Ferdinand și Carol, dar chiar și sub Carol al II-lea, chiar și în perioada interbelică, am stat, bă, cu capul sus. Titulescu conducea Liga Națiunilor, adică un fel de Uniunea Europei de acum. Era șeful lor, tata lor, Nicolae Titulescu, fie țărâna ușoară. Noi aveam un nivel de trai, ca să nu spun decent, foarte bun. Eram în cărți, eram Nicu Paris. Eram Nicu Paris. Se făceau concedii la Carlo Vivari și la Mamaia sau la Carmen Silva. Foarte puțini dintre tineri, pentru că și indolența e la ea acasă de multe ori. Știu care este stațiunea de pe litoral care se numea Carmen Silva și cine a fost Carmen Silva și de ce pe dalele trotuarelor din acea localitate numită Eforie scria C, S și era coroana regală.
în cinstea reginei numită Carmen Silva, povestea pădurii. Bine, deschidem telefoanele, repet, mă doare inima, nimeni nu vă întreabă, toți vă spun, seara vi se mestecă diverse fraze, propoziții, cuvinte, silabe la televizor, de cine? De jurnaliști, de formatori de opinie, de invitaților, de cunoscători, de foști miniștri, de viitori miniștri, de îmbrâligători, de viitori îmbrâligători. Vine ăla și vă spune că e bun Cioloș, vine ăla și vă spune, nu e bun mă Cioloș, e bun ăsta Dragnea, nu e bun nici Dragnea, nu e bun nici Cioloș, credeți-mă, pe mine Tăricianu e a doua venire a Mântuitorului. Nu e bun niciunul din ăștia, Neamțul e bun, bă, terminați-vă cu prostiile, Neamțul, bă, Neamțul, mergem cu Neamțul până la capăt. Dar nu vă întreabă nimeni, voi, care trăiți în satele și comunele și orășelele acestei țări, voi cu cine mergeți și voi ce părere aveți? De ce a ajuns România șuca miștoului și a bătăiei politice acolo unde, în urmă cu 13 ani, 14 ani, bă, ne tăvăleam ca râmele să intrăm. Ne tăvăleam în 2003, în 2004, ca râmele să închidem capitol după capitol de negociere. Mi-aduc aminte că eram în TVR și își frecau ăia, mulți dintre ei irresponsabili și servili, își frecau mâinile că am închis jaiul. Justiție și afaceri interne. Dom'le, dați repede diseară la știri. Am închis agricultura. Nu s-a uitat nimeni în ce hal am închis agricultura. Cât am negociat pe litru de lapte, ce am făcut cu șeptelul, ce am făcut cu... Bă, nimeni. Nimeni, frate, mucles. Era un fel de Gauleiter SS, și nu dau numele ca să nu mă duc la tribunal, care gestiona imaginea guvernului, care negocia aderarea României. Băi, ești nebun la cap? Păi a negociat-o așa de bine, încă suntem ultima găină din CAP-ul. Gâtgolaș de Transilvania, aia fără pene pe gât. Ăștia suntem azi. Mă întreb cu durere și vă întreb cu lacrimi, aproape cu lacrimi. Bă, cine și de ce ne-a adus în situația asta? De vreme ce bulgarii, repet, și v-a arătat, colegul meu v-a arătat, da? Au procese pe care le-au închis cu zecile de mii. Nu s-a sesizat nimeni. Au 70.000 de dosare cu autor necunoscut. Crime, violuri, tâlhării, crime politice, gulere albe. Nu s-a sesizat nimeni. Bă, la nimeni. La noi, ECV-ul a lovit ca la Hiroshima în august 1945. Ca la Nagasaki, frate. În 6 și 9 august au venit alea două. Una la noi a fost simultan. La noi a fost simultan. Și MCV-ul și rezoluția. Două nucleare, frate, într-o zi. Pe o nație care s-a uitat ca proasta. Vorba lui Cristoiu, că a avut dreptate. M-au găsit proasta Europei. Aici, maestru Cristoiu a avut dreptate. Bă, chiar am ajuns proștii Europei. Și aici, repet, domnul, maestru Ion Cristoiu, mă rog, puneți voi ghilimele, a avut dreptate, frate. Am ajuns proștii unui continent. Și atenție, nu noi. Adică nu mă simt eu vinovat. Nu se simte, nu te simți tu ăsta care te uiți la mine acum. Nu vă se simte doamna care se uită acum. Că n-a greșit cu nimic. Bine, vă repet. Sute de mii de români, sute de mii de români la Londra, la Birmingham, la Liverpool, în comitatul Kent, unde vreți voi, în Anglia, în Scoția, în Irlanda de Nord, unde vreți voi, tremură. De ce? Pentru că și-au făcut un rost în viață, pentru că au lăsat aproape tot aici și s-au dus să-și caute rostul acolo. Mă, mulți dintre ei vor scăpa de Brexit, dar eu am convingerea că mulți nu vor scăpa. Și în momentul ăla avem o problemă, pentru că ăștia la București nu sunt pregătiți. Ei nu sunt pregătiți să gestioneze creșterea salariilor și a pensiilor acum la ăștia care suntem aici în țară. Da, păi dacă vin, Doamne ferește, cu zecile de mii oamenii înapoi trimiși peste canalul mânecii de guvernul Theresa May. Apropo, Theresa May, acum că s-a putea să dea și aia jos pe modelul nu ne place ce faci, cu coană marș acasă. Bine, vă întreb încă o dată, cum vi se pare zidul la care a fost împinsă România? Cine a dus țara în situația asta, în opinia voastră? Dacă există vreo ieșire, este singura emisiune. Uite, vorbesc de un sfert de oră. Gata, închid eu spusele mele și vă ascult pe voi. Bună ziua! Da, vă salut! Hai, Nicolae, zi tu repede ca să mergem și la alții, că o să creadă lumea că suntem blat cu tine. Păi nu, ideea e să sunt primul care pe nu mai prinzi pe telefonul ăsta, era secretul. Dar acum vi l-am zis, o să știe toți treaba asta. În principiu, aici treaba e foarte simplă. Din 89 era suficient să vezi în ce țară au murit oameni nevinovați. În niciuna, în niciuna. Toată cea cealmaua aia. Da.
Și de aici a tras concluzia că ăștia au fost cu ochii pe România ca pe buteni. Amplasamentul ăsta de tipul Eldorado la discreția nu a Germaniei sau a Statelor Unite, ci toată Europa vine și trage de bogățiile din țara asta. Olandezul vrea să facă fregate la de 10 ori prețul. Francezul are interesele lui să-și facă o... Nicolae, te opresc un pic, da. Fii atent. Nicolae, fii atent. Da. Vreau să dai pozele alea, două, o poză făcute în același moment. Presa română, o să vedeți două fotografii, dă-le acum. Presa română și presa bulgară au făcut fotografii în aceea zi, la aceeași oră. Atenție mare, imediat o să le vedeți pe post. Dă fotografiile, prietene, să-ți trăiască ție și-mi ți-e drag. Dă fotografiile pe post, să-i le arăt lui Nicu. Ia priviți, scoate grafica complet. Scoate grafica, uite-te, Nicu, scoate și telefoanele, scoate în afară de siglă, lasă numai sigla postului. Scoate-mă, așa. Nicolae, stimați telespectatori, ce vedeți acum în stânga ecranului este o fotografie cu o șosea, cu un drum național în Bulgaria, pe care frații noștri bulgari, și ăsta e doar unul dintre ele, le-au oprit, le-au blocat cu mașini și cu demonstranți, Nicolae, pentru că guvernul bulgar preconiza scumpirea benzinei și a motorinei. În dreapta imaginii, poporul român în aceea zi protesta pentru că era coada prea mare la un fast food care se inaugura în minima Moldovei la Focșani. Înțelegi, mă, Nicolae? Unii blocau șoselele Bulgariei că le crește prețul la pompă. Uite în stânga imaginii. Iar alții au blocat centrul Focșaniului, capitala Franței, ca să stea să ia hamburger, frate, și cartofi prăjiți și băuturi răcoritoare. Că se terminaseră cartofii prăjiți în România și stăteau necăjiți ea la coadă de ziceai că se dă gratis. Asta e vreo diferență sau nu? Diferența, în primul rând, între România și Bulgaria este poziția geostrategică, în afară de conștiința oamenilor care într-o parte... Bă, nu mai mă duce cu vorba, bă, Nicolae! Ce geostrategie este în fotografiile astea, mă? Unii au blocat străzile că se scumpesc carburanții și alții au blocat centrul Focșanului că se dădeau hamburgeri, băutură coritoare și cartofi prăjiți. Deci, într-o parte, arată o anumită chestie care probabil și în Bulgaria erau fost pe colo și pe colo, dar nu le arată pe alea, îl arată pe unul izolat cu un drapel și că e împotriva petrolului. Bine, mă, deci, babă, e un trucaj. Hai dreptate, mă, e un trucaj. De noștri care au blocat centru în Palatul Victoria, că nu le-a convenit că s-a scumpit benzina, taximetriștii s-au adunat acolo, camionagii au venit, au blocat București un centru, îi doare pe ăștia în cot, că noi facem vreo mișcare și faptul ăsta ne-a uzat, practic, moral, ești uzat, orice întreprinde nu poți să treci de acest sistem și au inventat. Băi, Nicolae, că ești atât de cult și te uiți la emisiunea asta, mă bucură că te uiți. Ia spune-mă, care e diferența între noi și bulgari de a plecat ăia mângâiați pe frunte de la Bruxelles și noi am plecat cu un șut în cur și cu MCV-ul cât casa mai grav decât ne-am dus. Pe noi sunt ăștia cu ochii ca pe butelii. Păi de ce, mă, asta a văzut, bă, dar de ce? Te întreb, de ce? De ce? Pentru că vor să ne ia absolut tot și să ne lase cum ne-au lăsat în mâna rușilor. Vedeți că toată Europa e cu rușii, numai românii și cu polonezii sunt împotriva rușilor și noi suntem dați cam pe colțul Europei. Atât polonezii din Marea Britanie vor avea... Băi, Nicolae, băi, prietene, ia stai un pic, ție se pare că Victor Orban e cu rușii? Păi, bă, dacă Victor Orban, ascultă-mă puțin, dacă ar avea Iohannis sau Dăncilă, relațiile pe care le are și poziția pe care o are Victor Orban la Bruxelles, băi, eu aș face mătănii aici pe calea Victoriei, bă, Nicolae, nu te supăra. Ăsta s-a dus, Orban s-a dus la Bruxelles și ăia nu ziceai că e cu rușii, nu ziceai că e anti-european, că a pus sârmă ghimpată la frontiere, că n-a vrut să primească imigrant. Era fratele lor, îl pupa pe ăla care se mai îmbată de când în când, îl pupa pe frunte. Iar la noi... au făcut-o pe Dăncilă, eu sunt ultimul în presă care aș apăra o pe Dăncilă. Bă, dar au făcut-o zob. Iar Dăncilă până la coadă e premierul meu. Clos, bun, aia e al meu, e premierul României. Ea era acolo, România.
Da, din păcate, trebuie spus că Polonia cu România sunt de mână și sunt văzute foarte rău pentru că au relații foarte proaste cu rușii. După părerea mea, cineva va face un corp de armată comună a Europei care va da mâna cu Putin și NATO va zbura din Europa, noi vom pierde bazele astea care sunt aici și vom fi extrem de expuși la orice porcărie. Asta o întrebă deja în viitorul. Bine, Nicolae, mersi mult de tot. Mersi pentru analiza ta. Mergem mai departe. Adriane, salut, ești în direct. Adrian s-a speriat și și-a pierdut legătura telefonică. Hai, următorul telefon, repede. Vă reamintesc, este o ediție specială. Discutăm despre cei 5 milioane de români, iată cum scrie și jos, diaspora. Diaspora noastră care este mai mare de două ori decât Slovenia. Slovenia, o țară europeană care are 2 milioane și un pic de suflete, este de două ori mai mică, o țară europeană, cu capitala la Ljubljana, este de două ori mai mică decât diaspora noastră, decât România din afara României. Mă gândesc cu groază ce ar însemna un cutremur social, economic și mai ales politic în Europa pentru România noastră din afara României. Ăia de muncesc săraci necăjiți aia care îi spală la cur pe italieni, care se duc la cules de legume și fructe în Spania, care ridică blocuri în Italia, care au grijă de bătrânii nenților, ăia, de IT-știi noștri, de medicii noștri, care au umplut Europa în dauna pacienților de aici, pentru că nimeni n-are grijă de sistemul medical, este un haos total. Mergem în Argeș, bună ziua! Vă salut, domnul Tudor Barbu, meu, sănătate, să trăiți! A, noroc! Stimate domn, da. Deci dumneavoastră ați fost parlamentar. Da. Cunoașteți mult mai mult decât noi. Da. Și totodată cunoașteți. Ba, dumneavoastră dacă ați fost în Parlament, dumneavoastră știți ceea ce s-a făcut în țara asta românească, protocoale și tot ceea ce a făcut Băsescu și tot. Care protocoale? Stai un pic, care protocoale? Protocoale care l-a semnat Băsescu și cu alții și cu... Așa, Zărziște, dacă consider că e un protocol făcut între Băsescu și Roșca. Mergând mai departe, stimate domn, sunt un om care a ieșit în Revoluție în decembrie 89 și asta lângă dumneavoastră, domnul Barbu. Vreau să vă spun, l-ați întrebat o dată pe Munteanu și pe Mărieș ce au avut ei în cap în iulie, în 13-15 iulie 90? Adică, ce vrei? I-ați întrebat ce au vrut ce anume vrei să spui? Că poate știu eu să-ți răspund. În cel privește pe Doru Mărieș, am discutat în repetate rânduri cu el. Cu Munteanu n-am discutat. Care e întrebarea de fapt? Deci cu ambianța asta, prietene, cu ambianța. Păi, vedeți dumneavoastră, după ce tovarășul Ion Iliescu ne-a spus noaptea de Revelion și după ce ne-am întors de acolo de unde am stat, cum să vă spun, în fața regimului comunist, am venit acasă, doar să înțeles cum a spus, la tu ai înțeles că tema de azi, întrebarea mea de azi, dacă vrei să răspunzi la ea, este așa, ce diferență e între noi și bulgari? De noi suntem în halul ăsta de sub presiune puși de Europa. Domnul Barbu, da. e diferența lui Mărieș, e diferența lui acel om Munteanu, da. Și la cei care au făcut 13-15 iulie 90, ei ne-au adus aici. Bine, mersi mult. E un punct de vedere, nu pot să-l las să meargă mai departe, pentru că în opinia mea batem câmpii. Dacă 13-15 este motivul pentru care România, alaltă ieri, la Bruxelles, a fost, la Strasburg, a fost făcută zob, înseamnă că eu am trăit degeaba și n-am înțeles nimic. 13-15 a fost un episod hidos. Un episod hidos. Marca Ion Iliescu în istoria acestui neam. Dar de mulți ani a trecut efectul acelei mineriade jegoase. Mergem în Elveția. Salut, Gabi, ești în direct. Vă salut. Bună, Gabi. O întrebare din start. Pot discuta liber sau trebuie să mă autocenzurez? Dacă nu mă amendează CNA-ul și vorbești civilizat, poți spune ce vrei. Extrem de civilizat. Un răspuns domnului dinaintea dumneavoastră, protocoalele au fost încheiate în mod legal pentru a contrabalanța protocoalele nelegale sau cele care nu erau la vedere. Vorbește un pic mai, dă-și mie întoarcerea mai tare că nu-l aud pe om. Da, te ascult, zi. Deci, repet, pentru domnul de dinainte, protocoalele legale au contrabalansat protocoalele ilegale, cele care nu erau la vedere. Îl invit pe domnul de dinainte și pe toți telespectatorii noastre
să intre pe Google și să-l caute pe Ionel Texta. Toate lucrările până lui. Bun, doi. De ce Bulgaria este cu un pas înaintea noastră? Corect. Unu, nu au PSD. Doi, auzi, tu crezi? Tu crezi că Boyko Borisov, sau cum îl cheamă pe domnul prim-premier, e cu ceva mai prost sau mai bun decât ăștia ai noștri? Nu, mă, prieten, nu PSD-ul e de vină. Și apoi nu uita un lucru. Stai un pic, stai două un pic. Secunde. Da. Cine a pus, stai puțin, stai așa. Cine a pus PSD-ul la putere în România? Nu pot să spun că trebuie să mă autocenzurez. Pune, domnule, cine nu prin vot democratic poporul român i-au ales acum? Asistații social, domnul Barbu, asistații social. Și asistații social nu sunt poporul român? Din păcate, da, sunt o parte, și atunci, o parte din... Și atunci? Două secunde. Da. Și cel mai important aspect, de ce bulgarii sunt înaintea noastră, noi suntem mai aproape de ruși. Ah, bine, mă. Bravo, mă, suntem mai aproape cu 70 de kilometri de ruși. Bravo, ăsta e motivul, mă. Între noi și ruse, între studioul meu și granița, frontiera cu Bulgaria, sunt 70 de kilometri. Ăștia fac, mă, diferența, pe bune? Pune ghilimele de rigoare. Hai, bine, ok, bine. Mersi mult, mergem mai departe. Neagănul civilizației noastre este mult peste civilizația voastră, pentru că aici s-a fost prima scriere din lume și multe, numai acum le dăm exemple. Când probabil Brâncuș făcea statui, ei pe la curțile regale inventau homosexualitatea sau făceau orgii. Că știm toți din istoria asta. Adică nu comparați istoria românilor cu istoria voastră. Da, ne-am întors, mergem la Bacău. Salut, Ioane, ești în direct. Emisiunea aia voastră azi. Alo. Da, Ioane, ți-a zis și nevastă-ta. Zi ceva la televizor. Ion din Bacău sunt. Bravo, bine faci. Bună ziua, domnul Barbu, bună ziua. Bună. Oprește, Ioane, oprește sonorul televizorului, dă-l pe mute. Apasă pe... Da. Hai, bagă. Diferența între noi și bulgari, că noi suntem proști și sunt de cec. Adică, noi, uite, chiar nu-s de acord cu tine că nația asta e o nație de proști, nu-s de acord cu tine. Domnul Barbu, noi nu avem conducere în țara asta. Ba da, avem. Nu avem, domnul Barbu. Îl ai pe Iohannis, pe Dragnea, pe Tăricianu, pe Dăncilă. Cum să n-ai, mă, condu? Ai tot ce-ți trebuie. De fapt, avem din 89 și până acum. Păi da, mă, dar ăștia sunt cei pe care... Din 89 și până acum i-am avut numai piesă. Tot i-am avut. Deci, Ioane, tu mă dovediți oameni deștepți. Eu te mai întreb o dată, mă. Care e diferența între noi și bulgari? De ăia au o stare infracțională mai... Zi. Păi, care e diferența? Dar e diferența e că au conducere, au știu să vorbească acolo, nu să duc acolo. Eu aș fi, dacă aș fi în conducerea România acum, aș regrează din Europa. Ia fii atent întrebare. Fii atent întrebare. Cum îți explici tu, Ion din Bacău, faptul că o țară care economic are patru motoare ca Boeing-ul este tratată la preț de matineu, mă refer la România, față de Bulgaria, care economic este fix zero. Are, hai să zic, un motor cu elice, dacă sunt drăguți. Păi, da, eu de exemplu, când am lucrat eu pe timpul în tovarșul Ceaușescu, îmi spunea așa, toată economia României pula întregului popor. Deci, cea mea, nu? Ești când au vândut toate întreprinderile astea și toate economia. M-a întrebat pe mine, ai fost o vânt sau nu? Ioane, fii atent, ultima întrebare. Ascultă-mă, Ioane, un pic. Ultima întrebare și ai voie 5 secunde să te consulți cu soția ta care e lângă tine. Dacă voi doi, tu cu nevastă ta, ați spune șeful țării, bă, l-ați spune voi doi, fără alegeri, pe cine ai pune, mă, președintele României, care să decide el treaba în țară? Eu cinstit să fiu. Eu cinstit să fiu aș lege, aș vota și un țigan aș vota. Aș vota numai și ducă țara așa unde trebuie să o ducă. Bine, mersi mult, Ionică. N-am văzut eu. Mersi mult. Ascultați-vă unii pe alții. Răspunsurile astea arată cam pe unde suntem cu electoratul. Că pe urmă ne întrebăm de ce s-a dus țara în cap. Păi s-a dus țara în cap că unul ca Ion, fără să fie beat,
fără să aibă vreo formă de retard, un om normal, un elector. Aș pune și un țigan, de parcă țiganii ar fi o rasă inferioară, băi Ioane, că se supără romii din România. Aș pune pe oricine, nu mă, ăsta nu este răspuns de om care gândește sănătos pentru țara lui, nu. Ăsta e răspuns de un șpriț, șase mici cu muștar, pâine albă de proastă calitate și o râgâitură. Ăsta este răspunsul pe care l-ai dat, Ioane, iartă-mă că-ți spun. Mergem mai departe, bună ziua. Bună, Luminița, ești în direct. Bună ziua. Bună. Păi, răspunsul e foarte simplu. Bulgarii nu au ce avem noi. Mă refer la ce avem noi de desubt, mai ales la bogățiile solului. Așa. Mă refer la bogăția apelor, pentru că în viitor apa va fi mai scumpă decât aurul. Mhm. Da, mă, bulgarii n-au apă, să vai mama lor. Nu, nu, Bulgaria trece numai pe la noi, ei n-au râuri. Am, bă, vă rog eu frumos, bă, Luminița, vă rog eu frumos. Eu nu cred că emisiunea asta a ajuns în halul în care să dăm răspunsurile astea, mă, Luminița. Apa și resursele, păi dacă am avea o... Bine, hai, iartă-mă că te influențez. Asta e părerea ta, bun. Da, asta e părerea mea. Ce? Luminița, ce e de făcut? Ce e de făcut? Ce e de făcut? Da. Pui specialiști pe fiecare domeniu. La fiecare minister care... Bravo, mă! Să punem special... Cine să-i pună, Luminița? Păi, auzi, alege-mă pe mine, prim-ministru, că vedem noi formă. E, uite, vorbesc eu cu Dragnea, poate te propune. O dă jos pe Dăncilă, că după voce par de șase ori mai valoroasă decât ea. Crede-mă, nu locul lui Dragnea, nu sufăr comparația. Iar poporul român nu e un popor de tâmpici. Se încearcă să fim tâmpiți, să fac toate eforturile cu putință. Auzi, Luminița, ultima întrebare. Cum se pare ție discuția în spațiu public, la televizor, pe internet, pe astea, cum se pare despre Transilvania, care, vezi, Doamne, s-ar rupe de România, Ardealul luat de unguri și așa? Eu sunt o româncă adoptată, crescută de niște unguri. Nu pot Dar la noi în casă nu s-a pus problema asta. Eu îmi iubesc țara mai mult decât orice. Stai așa. Vorbești ungurește? Echicit. Am înțeles. Vorbești un pic. Bine. Da. Deci s-a luat cu arma, se dă cu arma. Nu se pune problema. Mulțumesc mult. Neagănul civilizației noastre este mult peste civilizația voastră. Pentru că aici s-a fost prima scriere din lume și multe, numai când le dăm exemple, când probabil Brâncuș făcea statui, ei pe la curțile regale inventau homosexualitatea sau făceau orgii, că știm toți din istoria asta. Adică nu comparați istoria românilor cu istoria voastră. Acesta este deputatul PSD Mitralieră și vorbește despre noi în raport cu europenii. O să mergem la, unde ai zis că avem telefonul, la... Marius, la Constanța, mergem la tine, dar după 2-3 minute de publicitate. Vă repet, este o ediție specială doar pentru voi, cei de acasă și din diaspora, referitor la situația României de după MCV-ul de la Bruxelles. Repede la Marius, care a stat cu noi pe pauza publicitară. Salut, Marius, ești în direct. Vă salut cu tot respectul pentru emisiunea noastră. Domnul Boabu, v-ați pus și dumneavoastră întrebarea vreodată, diferența între noi și bulgari? Eu mă refer că e și bunul simț al nostru și bunul simț al lor. Nu înțeleg ce vrei să spui, sincer. Nu știi ce vreau să spun? Nu. S-ar găsit un procuror în țara asta ca să ne întrebe și pe noi, băi, s-a retrocedat toate terenurile la măriți ăștia de bătrâni? Nu s-a găsit, pentru că e o mafie a terenurilor pe care nu interesează dacă s-au dat terenurile înapoi. Păi nu, dar dacă vă duceți la bulgari să vedeți că am trecut pe la negru vodă de ori, da? Să vedeți. Păi, întrebare, stai așa, că ai ridicat altă problemă acum. Nu, mă refer la bulgari. Nu, dar stai un pic, de ce procurorii bulgarii n-au făcut parte din mafia terenurilor cum au făcut procurorii români cu judecătorii, cu notarii, cu primarii în primul rând? Ia zi, de ce? Domnul Barbu, avem aproape 30 de ani care nu s-a retrocedat, care s-a amânat de atâta timp, dole, bă, nu s-a văzut privit nimic. Auzi, fii atent aici, ai văzut în vreo comună pe cineva, și atenție, CNA-ul, că nu instig la revoltă, ai văzut pe vreunul cu furca în mână să-și ia pământul înapoi? Răspunde-mă, da sau nu? N-ai văzut pe nimeni niciodată, da? În 30 de ani nu ai văzut poporul român făcând coadă decât la Focșan ca să-și ia cartofi prăjiți și hamburgeri. Dar nu-i vorba de asta, e vorba de omenie, e vorba... Păi și ați spus la bulgari să vedeți și diferența între noi și bulgari? A.
Care e? Asta e diferența, că la noi nu s-a reproșat. Păi nu e vorba, dar e vorba de omenie. Păi noi eram pe timpul comuniștilor și ne duceam la bulgari și luam parfumuri, ne dădeam sau ce luam. Mă rog, eu nu luam parfum, că mai și mâncam și vomitam parfumul lor care, pe care le luam noi, sticluțele alea de 3 lei care ceacă esență de trandafir. Era o nenorocire, era un fel de insecticid. Nu era vorba că erau ei, erau mult înaintea noastră. Băi, ești nebun la cap. Până ce țară ai trăit? Păi, asta era cu esențele, dar noi am avut. Bulgaria era înaintea noastră pe vremea lui Ceaușescu? Bine, mersi, mergem mai departe. La Roșiori revede în Teleorman. Marian, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu. Salut. Domnul Barbu, deci întrebarea a fost în felul următor. Deci, care e diferența între noi și bulgari? Păi, diferența între noi și bulgari este datorită domnului Dragnea. Bravo, mă, bravo. Diferența între noi și deci Dragnea a tras înapoi, domnul Barbu. Tu ești din Teleorman? Din Teleorman, Roșiori de vede. Domne, să-mi spui ce folosești, că substanțele sunt văd deficiente, să-mi iau și eu. Ești foarte deci, tare. Cum da, adică, mă, din Teleorman? Vă spun în tot sufletul că, deci, vă urmăresc, v-am văzut de mult timp și așa, deci asta e diferența între noi și bulgari. Bulgarii ne-au dat înainte datorită sistemului nostru care se află la guvernare, bravo, la în fața țării. Bă, și da, așa auzi, mai departe, da, domnul da, Barbu. Auzi, dar în ecuația asta de care vorbești tu, că e Dragnea de vină, Iohannis are vreo vină? Nu. Bravo. Datăricianu, Datăricianu. Deci domnul Iohannis asta trebuie să facă, să dea jos, deci să-și bage dimisia ca să dea jos acest guvern, să facă, cum se cheamă, asta... Să schimbe totul. Bravo. Să se schimbe totul în țara asta. Bravo. Deci asta cerem și deci acel nenorocit Dragnea, deci nu e închideți-i telefonul. Nu. Domnul Liviu Nicolae Dragnea nu poate fi un nenorocit pentru că este alesul neamului, este șeful PSD-ului, președintele Camerei și al treilea om în țară. Nu putem vorbi așa la televizor. Ne dă nana. CNA-ul, că au numai deontologi acolo la CNA. O prostioară să spui cât de mică și dracii te mănâncă. Mergem mai departe, bună ziua! Alo? Salut, alo? Ioane! Prietene, o, salut, Ioane, la neamț, ești în direct, te ascult. Să trăiască, domnul Barbu. Hai, noroc! Domnul Barbu, vă urmăresc din mult timp. Și SRI-ul mă urmărește, prietene, și nu mă ajută cu nimic. Și nu de aici, de la canalul... Da, bine, știu exact, da. Zi-mi acum, că n-ai sunat să-mi spui biografia profesională. A spus așa, scurt. Nu ne trebuie, nu faceți comparații, nu nimic. Ne merităm soarta poporul român noi și la voștri, față e basta. PSD-ul a avut 2 milioane la voștri sau 3 milioane, dar noi suntem 18-20. Asta e basta, domnul Barbe. Ce să mai... Lăsați-i în plata domnului. Fac și în boș, ne suferim și trebuie să ne merităm soarta, domnul Barbu. Am înțeles, mersi mult. Mult să schimbă, să trăiți. Mersi mult, mergem mai departe. Astea sunt imagini din Bulgaria. Prietene, sunt imagini din Bulgaria. Dă și din Bulgaria, te rog frumos. Avem și noi din Bulgaria, ți-am dat niște imagini din bagă. Oameni buni, vă reamintesc. O colegă de-a noastră de presă, fieiță Râna Ușoară, o fată minunată, n-am cunoscut-o, dar am văzut-o în imagine și după aia am citit ce a făcut în viața ei. Anchete de alea grele. Jurnalist de la adevărat s-a pus cu sistemul bulgar. Sistemul bulgar, care nu e mafiot. Na! Nu e mafiot, mă! Sistemul bulgar nu e mafiot, a fost asasinată. E adevărat, de un scelerat s-a spus. Dom'le, foarte bine. Numai că sceleratul ăla a omorât aman pe ziarista care făcea cele mai nasoale anchete, jurnalistic vorbind, la adresa unor mafioți. Uite, aveți imagini de la funeraliile acestei fete. Bă, la noi încă nu s-a ajuns ca jurnaliștii să iasă în stradă și să vină unul cu trancanul, ferească Dumnezeu și să-i zboare creierii. Nu s-a ajuns. Bine, acum, ferească Dumnezeu, la cum merge societatea românească, nu mai e mult până să ne luăm și la topoare între noi. Da? Și eu mi-aduc aminte când am fost ultima oară în Bulgaria, mulți ani în urmă, ți-era frică să te apropii de muntele Vitoșa, au și ei un deal mai...
Între deal și munte, că nu știu cum să-i spun, că e mititel așa. Bă, ți era frică că-ți fura mașina cu copii, cu tot și cu nevastă. Dacă tu te duceai să faci pipi în boschet, nu mai găseai nici copilul, nici nevastă, nici mașina aferentă. Personalități. Credeți-mă, știu ce vorbesc. Am avut experiențe absolut incredibile cu cel care avea să devină președinte. La vremea când noi ne-am cunoscut, nu era președinte. Ardea Parlamentul bulgar, 1997, în iarnă, la începutul anului. Ardea Parlamentul la Sofia. Iar eu l-am cunoscut pe cel care avea să devină președintele Republicii Bulgare, Peter Stoianov. Am stat de vorbă cu el. Era un opozant oarecare, avea să devină președintele Bulgariei. O țară cu mari probleme în ceea ce înseamnă justiție, gulere albe, mafie economică și infracționalitate. Mult mai rău ca la noi, credeți-mă ce vă spun, poate să mă dea Bulgaria în ce judecată vrea ea. Și nu înțeleg de ce la... Mă rog, nu înțeleg. E subiect de dialog. De ce la Bruxelles și la Strasburg noi ne-am luat, am venit cu pomeții și cu piramida nazală rupți în două, sparți, mutilați, metaforic vorbind. Iată aici ne-au... Asta este sala în care ne-au votat, că era să caut cuvinte mai dure. Bă, și bulgarii, Timmermans, domnul Timmermans, m-a îngâiat pe crește, ai bulgărica, du-te tata acasă că tu ești cu minte, ești fată bună. Cu ăștia avem treabă. La coș de nucă, la colț cu ei. Adică cu România. Și m-am întrebat și vă întreb. Bă, o fi pentru că economia, afacerile, fregatele, business-ul, porturile, dă la cutare, portul, nu știu ca... Bă, poate n-o fi de la asta. Poate o fi de la protocoale, dar eu n-am auzit cuvântul protocol secret. Ce să vezi? În documentele ăstora, uite, aleșii Europei, uite aici, aleșii. Ăștia sunt aleșii Europei. Avem și noi vreo 30 de bucăți aici. Bă, ăștia n-au scos o vorbă în documentele lor despre ceea ce în Parlamentul României este incendiu. Protocoalele secrete semnate de SRI cu vreo 60 ceva de instituții ale statului. De parcă SRI-ul ar fi un serviciu de spionaj străin acuit și infiltrat în România împotriva intereselor neamului ăsta. Eu stau și mă întreb, ăștia de la SRI chiar pe bune, chiar pe bune, și domnul Helvig, și chiar și Maior, chiar și Coldea, bă, ăștia chiar n-au puterea să explice că ei sunt o instituție de drept a statului român și că ei ocrotesc cât pot ei această țară? Bă, că dacă nici ăștia nu o ocrotesc, eu plec. Pentru că am constatat că armată nu mai avem și aia care, pe care o avem este utilată sfârșit de secol XIX, început de secol XX, să mă ierte Dumnezeu, iubesc armata română și am probat-o în meseria mea de câte ori am avut ocazia. Bă, dar am cunoscut piloți minunați, fiele țărâna ușoară, cu care eu eram la TVR și vorbeam cu el, s-a suit la manșa unei MiG-21 Lancer, s-a înfipt direct în poligonul de la capul Midia. Bă, s-a înfipt în pământul țării, bă, săracu. A lăsat copiii pe drumuri acasă. Da? De ce? Pentru că avea un tomberon de avion, o pubelă, o europubelă, făcută, modernizată din secol XIX, v-am spus, început de secol XX. Avem cei mai mulți piloți căzuți la datorie pătind de pace, mă! Pătind de pace! Și nimeni nu se seizează. Ați văzut submarinul Delfinul? A intrat în el, n-ai mai ieșit, s-a terminat. N-are baterii. Singurul submarin de luptă românesc. Ferească Dumnezeu și măicuța Domnului. Ferească Dumnezeu și măicuța Domnului. Îmi pare rău pentru cel care conduce minunatul amiral al flotei noastre, Mârșu, care este fabulos omul. Dar ce armată să conducă, mă? Când la el, acum în curte, este un iureș uriaș, unde se duce parandărătul, dacă există, cu italienii, cu olandezii, cu damenul, cu ăia, cu ăia, pentru fregate, pentru, da mă, nu fregate, cum se cheamă alea, mă? Corvete! Da, hai să luăm publicitatea acum, pe cine avem la telefon, prietene? Mergem la Brașov, la Constantin, după 2, 3, 4, 5 minute, Constantine, venim la Brașov, la tine, de publicitate.